În ultima zi de concediu, toți cei care și-au petrecut revelionul la munte au stat numai pe pârtie. Au vrut probabil să profite de ultimele ore de distracție, pentru că de mâine reîncep serviciul și cine știe când vor mai ajunge să schieze. La Rânca, în județul Gorj, a fost atât de aglomerat încât cu greu îți mai puteai găsi un culoar numai al tău. Iar acum, spre seară, tot furnicarul s-a mutat pe șosele. Chiar dacă zăpada nu a fost suficientă și chiar dacă pe pârtie nu au fost chiar cele mai bune condiții de schiat, turiștii s-au declarat mulțumiți. O fi rămas efectul euforiei de revelion sau poate oamenii s-au bucurat cât au putut de mult de ultima zi de vacanță. Oricum, reclamații au fost puține. Super, e perfectă, un pic de gheață sus, dar e ok. Foarte bună, soare cald, așteptă să vină mulți turiști. Este, da, este foarte... E mai urât, că e zăpadă artificială și îți mai multe poți încă gheață, dar merge. În acest timp, la baza pârtiei și în parcări, alți turiști încercau să ajungă să testeze zăpada. Misiune aproape imposibilă din cauza aglomerației. Numai pentru un ceai sau un vin fiert au așteptat la cozi interminabile. Este destul de aglomerat pentru Rânca. Toate că e totuși doi, așa că mai stai? O să plecăm astă seară. Și mulți au făcut la fel, pentru că de mâine reîncep lucrul. Ceea ce i-a făcut să răsufle ușurați pe salvamontiștii care, în aceste zile, nu prea au avut timp de relaxare. Avem cam 30 de intervenții. Într-adevăr, stațiunea e foarte aglomerată. Acest lucru ne confirmă că e o zonă de interes turistic și, din păcate, lipsa zăpezii a făcut ca toată lumea să se concentreze pe o singură pârtie de schi și pe o singură zonă de săniuși. Încărcarea pe pârtie e destul de mare. Cabanierii spun că, în acest moment, încă mai au camerele ocupate. Până pe 9, când încep școlile, avem în continuare are structurile de cazare în medie de 90-95% pline până sâmbătă, o parte și o parte chiar până în duminică. Pentru petrecerea de revelion, în stațiunea Rânca au fost peste 7.000 de turiști.